Am lucrat foarte bine cu domnul Ungureanu. Desigur, vă amintiți că eu l-am propus la conducerea SIE. Înțeleg că are o situație medicală care nu i-a permis să vină personal la Cotroceni, dar vom lămuri urgent imediat ce se face bine această chestiune. V-ați gândit la un succesor? Sincer, nu. Dar avem timp destul până după alegeri.